O asistentă medicală s-a simțit deranjată de urgența unei fetițe de 11 ani adusă de părinți. Ați venit să vadă doctorul copilul, treceți dracului să-l văd, sunt doar câteva cuvinte adresate de cadrul medical părinților. Conform știrifresh24.ro, o mamă a povestit pe Facebook cum i-a vorbit o asistentă medicală de la Spitalul Județean din Focșani după ce a fost trezită din somn de urgență a copilului său. Spitalul a demarat o anchetă disciplinară. O asistentă medicală de la Spitalul Județean din Focșani este anchetată disciplinar după ce a fost reclamată de o mamă care venise cu copilul său de numai 11 luni la urgențe. Asistenta a început să înjure pentru că a fost trezită din somn și pentru că pacienții vin la prima ora dimineții. Tânăra mamă și-a vărsat amarul pe Facebook și a povestit reacția asistentei în momentul în care a ajuns la UPU, pentru că fetița ei avea febră foarte mare. Încep prin a vă povesti o întâmplare și pentru a arăta încă o dată trista realitate a Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, de care m-am lovit în această dimineață. Ajung la urgențe cu fetița mea de 11 luni la ora 5:20, având febră 39,3. Ciocănesc discret la ușă, nimic. Ciocănesc o a doua oară, în continuare nimic. Împreună cu soțul meu hotărâm să intrăm. Dintr-o dată se deschide o altă ușă, de unde iese o doamnă abia trezită din somn și evident deranjată de prezența noastră. Se uită la noi, închide ușa și spune următoarele cuvinte: "Să-mi bag. Îi găsește dracii numai la ora asta să vină, ferească Dumnezeu." Inițial am crezut că nu aud bine, astfel i-am răspuns nedumerită: "Poftim," iar răspunzându-mi: "Ce poftim? Vă găsiți doar la ora asta să veniți," a povestit mama pe Facebook. Scandalul a continuat cu amenințări din partea asistentei că va suna la poliție pentru că părinții au reacționat urât la comportamentul său. "Bineînțeles, nu o să spun că noi am tăcut din gură și înghițit nesimțirea acestei femei," am reacționat, la care ea a început să țipe că va suna la poliție, încă nu ne-am lămurit pentru ce anume. Când am vrut să plecăm, dânsa a spus: "Ați venit să vadă doctorul copilul, treceți dracului să-l văd." Gardienii, probabil cunoscând situația, doar se uitau la noi și a fost de ajuns să înțelegem că nu e ceva neobișnuit, a mai precizat femeia. Povestea a ajuns la urechile conducerii Spitalului Județean Sfântul Pantelimon din Focșani, care a susținut că se va desfășura o anchetă. Conducerea spitalului a aflat despre acest incident neplăcut. S-a declanșat deja o anchetă pentru a cerceta cele reclamate. Aducem la cunoștință că toleranța față de astfel de comportament este zero, iar dacă se confirmă, sancțiunea va fi drastică, mergându-se chiar până la desfacerea contractului de muncă a cadrului medical respectiv, dacă legea permite. După finalizarea anchetei, vom face publice rezultatele, arată un comunicat al Spitalului Județean Sfântul Pantelimon Focșani. Potrivit Adevărul, relatează știrifresh24.ro.